Dacă nu trăiești într-o peșteră, probabil știi deja că lumea trece printr-o pandemie de proporții biblice. Economia mondială e la pământ, copiii nu mai merg la școală și multor oameni le este frică să mai iasă din casă. Dar chiar dacă astfel de evenimente sunt oribile, ele sunt probabil necesare în progresul omenirii. Lăsați-mă să vă explic. În primul rând, să vedem ce este mai exact o pandemie. Cuvântul pandemie se referă la gradul de răspândire al unei boli într-o zonă geografică. Răspândirea bolilor este împărțită în 4 niveluri de severitate, iar acestea sunt în ordine. Boli sporadice infectează oamenii foarte rar și, în general, nu ne dau motive de îngrijorare. Apar din când în când doar pentru a ne aminti că există. Boli epidemice. Acestea sunt o amenințare pe plan local, una destul de serioasă. Malaria este cel mai bun exemplu de boală endemică din țările tropicale. Chiar dacă și bolile endemice sunt grave, numărul de oameni infectați de la an la an de obicei rămâne constant. Deci este mult mai ușor să lupți împotriva lor și să încerci să reduci numărul infecțiilor. Epidemii. Când o boală devine epidemie, înseamnă că numărul de cazuri a crescut brusc, depășind estimările pentru zona respectivă. Pandemii. Pentru ca o epidemie să devină pandemie, boala trebuie să se răspândească în foarte multe țări și să infecteze foarte mulți oameni. Pe timpul unei pandemii se presupune că toți oamenii din lume sunt posibil expuși la infectare. Să ne uităm la epidemia de Ebola din 2014. Timp de 2 ani, această boală mortală s-a răspândit în Guinea, Sierra Leone și Liberia, infectând peste 28.600 de oameni, dintre care foarte mulți au murit. Ar fi putut foarte ușor să devină o pandemie, dar a fost clasificată până la urmă ca fiind epidemie, pentru că s-a reușit oprirea răspândirii virusului. Omenirea s-a confruntat cu o mulțime de boli infecțioase foarte periculoase de-a lungul anilor și de fiecare dată a supraviețuit. Dar au fost situații când pericolul a fost extrem de mare. Moartea neagră este probabil cea mai celebră dintre bolile cu care s-a confruntat omenirea. Această boală a ucis aproape 200 de milioane de oameni. De atunci ne-a mai confruntat și cu gripa spaniolă, gripa de tip A, H1N1 și cel mai recent pandemia actuală. Chiar dacă astfel de boli afectează mult omenirea, surprinzător, există și părți bune. Să luăm exemplul holerei. În 1854, această boală infecțioasă care afectează sistemul intestinal făcea ravagii în Londra, fiind una dintre cele mai mari epidemii care a afectat vreodată orașul. Dar datorită acestei epidemii, un om de știință pe nume John Snow, nu acel John Snow, a descoperit că boala se răspândește prin intermediul apei potabile. Asta a făcut ca guvernul britanic să investească în salubritate și în calitatea apei. Să ne uităm și la gripa spaniolă, care făcea ravagii în cartierele sărace, care erau foarte aglomerate și unde trăiau oameni vulnerabili și, bineînțeles, nu puteau să respecte distanțarea socială. Dacă holera a dus la schimbări în infrastructură, gripa spaniolă a dus la schimbări socioeconomice în întreaga lume. În Statele Unite, boala a ucis foarte mulți bărbați, ceea ce a dus la creșterea numărului de femei pe piața forței de muncă și implicit la independența lor financiară. Între timp, în multe alte țări din lume s-a dezvoltat sistemul medical și numărul de locuințe publice a început să crească. Moartea neagră rămâne totuși cel mai bun exemplu de epidemie care a adus și schimbări în bine. Cu toate că rata mortalității era extrem de mare în secolul XIV, oamenii care au trăit în era următoare aveau o speranță de viață mult mai mare. Numărul celor care trăiau mai mult de 70 de ani s-a dublat. Sunt mai multe motive pentru care s-a întâmplat asta. Cei care au supraviețuit aveau un sistem imunitar mult mai puternic. Reducerea populației a dus la creșterea nivelului de trai în rândul celor mai săraci, care acum aveau acces la hrană mai bună, carne, pește, pâine, etc., iar această îmbunătățire a nutriției a îmbunătățit sănătatea oamenilor. Cel mai mare beneficiu survenit în urma bolii rămâne renașterea, care a fost o urmare a răsturnărilor sociopolitice și a schimbărilor culturale din acea vreme. Această perioadă avea să schimbe complet Europa de vest și să aducă o epocă de aur pentru artă și știință. Italia, înainte de Moartea Neagră, era complet diferită. Religia avea un rol important în viața oamenilor. Clasele sociale erau bine definite și operele filozofice erau foarte rare. Oamenii erau împăcați cu soarta și acceptau viața așa cum era.
Dar după ce boala a devastat țara, concepțiile oamenilor s-au schimbat în mod radical, iar asta a început cu punerea la îndoială a autorității. Totul pentru că boala a afectat pe toată lumea, bogați sau săraci, preoți sau oameni de rând. Asta i-a făcut pe oameni să realizeze că statutul social poate fi schimbat și că nu contează în ce familie te naști, ci mai degrabă ceea ce poți să faci. Ca rezultat, oamenii au început să se concentreze pe a-și dezvolta talentele și au început să pună mai multă valoare pe gândire și educație, ceea ce a dus la crearea unor opere filozofice foarte importante. Au început să se bucure mai mult de viață în loc să se concentreze în primul rând pe viața de apoi. Asta a făcut ca oamenii bogați să sponsorizeze artiști ca Michelangelo și Leonardo da Vinci în a crea opere de artă de o valoare inimaginabilă în domenii ca arhitectura, pictura și literatura. Fără moartea neagră, este posibil ca Europa să fi continuat să fie acea societate feudală, agrară și incultă, fără vreun interes în artă și tehnologie. Chiar dacă omenirea evoluează după astfel de evenimente, din când în când apare câte o pandemie care ne dă complet peste cap. Totuși, este foarte probabil ca și de această dată să existe beneficii. De fapt, unele deja sunt vizibile. Familiile petrec mai mult timp împreună datorită inițiativelor de tipul hashtag stăm acasă. Oamenii citesc mai mult, au timp să își descopere eventuale talente și învață să facă lucruri noi, cum ar fi gătitul, grădinăritul sau cum să faci bani online, de ce nu? Cu siguranță știți pe cineva care a încercat să-și facă singur șaorma acasă în această perioadă. Rezistența și capacitatea de adaptare a oamenilor iese la iveală prin faptul că folosim tehnologia pentru a socializa și pentru a lucra de acasă. Se investește din ce în ce mai mult în tehnologii care să ușureze munca și educația online, iar asta va duce la o infrastructură puternică pentru astfel de activități pe care o vom folosi după pandemie. Este posibil ca asta să revoluționeze chiar și modul în care lucrăm unii cu ceilalți. De asemenea, pandemia scoate la suprafață și multe dintre calitățile oamenilor care fac donații și se oferă voluntar pentru a-și ajuta semenii. Și unele companii ajută, producând acum măști și aparate de respirat, chiar dacă înainte de pandemie aveau cu totul alte activități. În Marea Britanie, mii de oameni s-au oferit voluntari pentru a ajuta sistemul medical care suferă din lipsă de personal. De asemenea, sunt o mulțime de inovații în domeniul medical. Cea mai importantă dintre acestea este reinventarea vaccinului. Oamenii de știință lucrează la un nou tip de vaccin care ar urma să modifice ADN-ul uman pentru a ne face mai eficienți în lupta cu diverse boli. Aceste vaccinuri sunt dezvoltate pentru a lupta în principal cu bolile infecțioase, dar potențialul lor este atât de mare încât într-o bună zi ar putea fi folosite chiar și în tratarea cancerului. Dar poate cel mai bun efect al pandemiei este faptul că emisiile de carbon s-au redus dramatic în toată lumea. Asta în condițiile în care problemele legate de mediu și schimbările climatice au fost un motiv de îngrijorare foarte mare în ultima vreme. În India, poluarea s-a redus atât de mult încât se pot vedea munții Himalaya din regiuni de unde aceștia nu se vedeau până acum puțin timp. În China, poluarea s-a redus de asemenea atât de mult încât NASA a putut să observe schimbarea din spațiu. Stratul de ozon care ne protejează de radiațiile ultraviolete periculoase a început să se regenereze în timp ce delfinii au apărut din nou în apele din Veneția, dacă vă vine să credeți. Păunii se plimbă pe străzile din țara Galilor și coioții trec podul Golden Gate din San Francisco. Pandemia ne arată cât de ușor am putea combate efectele negative pe care omul le are asupra naturii dacă ne-am pune mintea la contribuție. Este posibil ca anumite schimbări care ajută mediul să devină permanente. Multe autorități promit să extindă pistele pentru bicicliști și pentru pietoni, ceea ce ar menține poluarea la un nivel mai mic pentru că încurajează activitățile sportive și lăsatul mașinii acasă. O altă schimbare majoră pe care o va aduce pandemia pare să fie în societate, asta pentru că în fața bolilor chiar suntem cu toții egali. Dacă Tom Hanks, prințul Charles și cântăreața Pink s-au infectat, e clar că nimeni nu este în siguranță. Asta ne arată cât de mult avem nevoie toți de sistemul medical și de un venit decent, pentru ca totul să poată funcționa în continuare.
În situații ca acestea, devine clar că binele tuturor depinde în mare măsură de capacitatea de a le asigura minimul necesar celor din clasele inferioare. Este posibil atunci ca din cauza acestei pandemii să avem parte de schimbări majore, cum ar fi venituri minime mai mari și asigurări medicale garantate prin lege în țări care nu au așa ceva în momentul de față. Nimeni nu vrea să treacă printr-o pandemie și mulți oameni sunt îngroziți, dar haosul și instabilitatea sunt de multe ori singurul mod prin care schimbări majore pot avea loc. Și nimic nu provoacă mai mult haos decât o pandemie. Ne poate ajuta să identificăm și probleme pe care le au diferite instituții, care acum ies mai ușor la iveală și care trebuie rezolvate. Deci, chiar dacă lucrurile sunt foarte încurcate acum, consolați-vă cu gândul că oamenii devin din ce în ce mai buni în a face față pandemiilor. Există o luminiță la capătul tunelului și este posibil ca trecând prin această pandemie, viitorul să fie mai bun pentru toată lumea. Până la urmă, pandemiile sunt printre puținele evenimente care reușesc să unească toată omenirea într-o cauză comună. Iar când omenirea este unită, se pot întâmpla lucruri minunate. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!